îi spune, să zic așa, mamă, ce curba am luat acolo, ce viraj, așa, deci că sunt, mamă, pe aia gen, deci că sunt, Schumacher, ia! Bă, nenorocitule, ia vedeți băieți cum arată porumbul, ce zice, băgăm o boabă, Salutare tuturor și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou episod din Farming Simulator 19, Viața la Țară. E bine, oameni buni, după cum ați văzut și în titlu, astăzi mi-am achiziționat și eu o mașinuță destul de frumușică pentru vârsta ei, să zic așa, an de fabricație 2008. E bine, oameni buni, avem aici un Loganel foarte, foarte frumos, o Dacia Logan 1.6 MPI, băieți, motorul de 1.000.000 de kilometri, să zic așa. O mașinuță se aude destul de bine. Avem cârlig de remorcare, băieți, avem evacuare sport, după cum vedeți avem jante, tot ce vrei. Hai că jante de tablă cu capace Dacia. Interiorul textil, bă, interior destul de interesant pentru un mod. O să aveți și voi modul în descriere. Frumosul interior, bă, arată destul de decent. Airbag, nu, bă, da. Schimbătorul, frână de mână, castofon, climă, încălzire pe 10 zone. Deci da, băieți, nu uitați acolo de un like pentru noul membru al familiei noastre din Farming, să zic așa. Deci eu uit tot ce se turează, nebuna. Hai, că evacuare sport, care evacuare sport am zis, că e tăiat de la jumate, n-am mai zis. Bă, am luat-o, să zic așa, băieți, pentru transport, pentru că avem nevoie de o mașinuță rapidă. Ce să ne ducă din punctul A în punctul B, a costat destul de puțin, undeva la 4.000 de euro sau ceva de genul. Deci, da, a meritat, să zic așa, fiecare bănuț, să zic. Uite, ești nebun, avem ștergătoare, hai că avem ștergătoare, uite. Semnalizare, tot ce vrei, bă, băiatule, tot ce vrei și ce nu vrei, uite, farurile, bă, ești nebun, bam, ești nebun, laser sunt farurile astea, băieți, eu zic că merită un like. E bine, oameni buni, ce o să facem noi în episodul de astăzi? E bine, vom merge frumos acasă, cuplăm nebunia asta la o remorcă și va trebui să culegem, să zic așa, să recoltăm porumbul, băieți, pentru că a crescut nebunul și va trebui să îl recoltăm, să-l vindem. Îl vom transporta cu mașinuța asta, care e un pic am spălăcită la interior, dar na, poate schimbăm acolo ceasurile de bord, ce ziceți? Uite, Loganule, asta e viitoarea ta casă. Am ales aici o culoare asta, albăstruiul ăsta pe care îl vezi cam pe toate Loganurile. Aș vrea să iau un roșu, dar na, am zis că așa mai, să fie mai tradițional, să zic așa. Dar poate că pe viitor o să schimbăm culoarea la Logan și să-l facem roșu precum tractorașele, știi? Pe unde este remorcuța. Acum, na, rămâne de văzut ce o să facem. Băi, sincer, aș avea remorcuța asta disponibilă. Pic cam mare, dar din câte și eu un pic am buguit. Dar o să o luăm până la urma urmii. Ne folosim, tragem de Loganul ăsta cât putem. L-am luat de terfeleală, să zic așa. Pentru că, na, nu, n-am luat-o ca mașină de oraș, să zic. A luat-o ca mașină de fermă. A costat puțin. Na, poate să luăm un Logan nou, știi, unul gen 2020 edition pentru oraș, știi, când mai ieșim și noi la un restaurant, la o nebunie, îl tragem aici la umbră, ne urcăm rapid în combina noastră, nu uitați, băieți, că toate modurile o să le aveți și voi în descriere, ne pregătim, băieți, de porumbescu, cum s-ar spune. Sperăm că va fi totul ok, nu vom întâmpina probleme. Băi, sincer, dacă remorca aia nu va fi, să zic așa, compatibilă cu nebunia, adică, na, dacă va fi buguită sau chestii de genul, vom lua acea remorcuță verde. Stai așa un pic, că nici eu nu mai știu drumul către pământurile mele, băieți. Se fac aici frumos. Băi, sper să vă placă episodul, deci nu uitați acolo de un like și un subscribe, băieți, bine? Un share m-ar ajuta foarte, foarte mult. Băi, cred că am greșit un pic drumul, dar ok. V-a plăcut foarte, foarte mult și ultimul episod. Lucru ce mă bucură și mă face să postez din ce în ce mai des, știi? Pentru că, na, decât să postez o serie, nu știu, decât să postez o serie cum e cea de Roblox, ce nu prea e apreciată, mai bine postez Farming chiar și zilnic, știi? Dar na, totul depinde de voi. Spuneți-mi și voi în comentarii de câte ori pe săptămână vreți să postez Farming, nu știu, să postez zilnic sau nu postez zilnic, nu știu, chiar nu știu. Mi-e un pic mai greu să filmez Farming pentru că, na, mai ales să mă duc la pădure, cel puțin pe harta asta, cred că e un mic bug sau chestii. Sunt unele zone ale mapei unde este foarte, foarte mult lag, știi? Și bine, lagul pe mine nu m-ar deranja dacă aș juca și n-aș filma. Dar pe filmare e deranjant, știi, să vezi, ai că m-am și blocat, să vezi lag, știi? Asta editez fiecare clip, adică editez părțile unde e lag, na, mai facem o caterincă, o nebunie. Merge asta cu 20 la oră, ești nebun? Mergem, băieți, nu pierdem nimic. Nu pierdem la propriu, că nu pierdem nimic, că n-ai ce să pierzi la ce rapid e mașina asta, utilajul ăsta. Sincer, chiar că nu pierzi nimic, îți pierzi viața, ești nebun? Da. Ia un pic murdărică, dar duce un pic ruginită, abia am ce am vopsit-o, dar asta e partea a doua. Parurile frumos, ne ducem acolo, înoptăm și noi, hâți, dormim acolo, uite ce am în spate, dormim pe ea, băieți.
dormim aici sub prelata, avem suficient loc, nicio problemă, și de dimineață ne apucăm în forță, probabil, de porumbescu. Ia vedeți, băieți, cum arată porumbul, ce zice? Băgăm o boabă? Aoleu, bă, băiatule, să-i dăm drum aici. Băi, sincer să fiu, eu nici măcar nu știam că combina mea, să zic așa, are un header ce nu poate colecta porumbi, așa că m-am chinuit câteva ore, să zic așa, bine, nici chiar, să găsesc o combina, să cumpăr un header și, na, am închiriat-o mai degrabă, că n-am avut totuși bani de nebunie asta, am luat-o de la Neagi Gelfrone și hai să-i dăm, băieți, o pornim pe nebună să vedem dacă ne iese banul, că vedeți și voi, nu prea mai avem bănuți. Ia vezi, tată, ești nebun. Păi și ca idee, eu nu știam că la magazinul de pe harta asta, efectiv, bine, probabil că așa e și pe toate hărțile, poarta, să zic, așa se deschide la o anumită oră, știi, în rest e închis, na, cum ar fi și în realitate. Băi, și eram acolo noaptea și tot încercam să trec efectiv peste gar cu mașina, am crezut că e ceva bug sau, na, mai știu eu ce, știi, dar uitați-vă și voi cât de bine arată combina asta. Și Hedro e destul de interesant, n-am avut totuși bani să o cumpăr, așa că am încheiat-o pentru câteva zile să ne facem aici treaba. Chiar arată destul de bine, oricum văd că avem ceva pleavă pe jos, cred că o putem culege cu ceva, o putem lua cu un anumit aparat, dar sincer, deocamdată nu cred că o să fac asta. Ia uite, poate hâțu pe aceea frunza, tată, ești nebun, ia uite. Găinușelor, o să aveți ce mânca, bă, băieți. Bă, găinușelor, o să aveți, mai tată, ce să mâncați. Uite-vă și vei cât de interesant se vede. Știu că era și un anumit aparat efectiv să-l conectez gen la tractor, să iau porumbul cu tractorul, dar n-am găsit modul respectiv, nu știu sigur dacă este acel buzelat, să zic așa, acel aparat în joc, așa că n-am preferat să facem totul mai simplu, dar dacă știți voi acel aparat, nici măcar nu știu cum se numește, fel de header, dar pentru tractor, să spuneți în comentarii. Eu chiar sunt curios dacă va fi profitabilă treaba asta cu porumbul, văd că angajatul meu își bate joc de porumbii mei, adică n-are niciun stres. Na, până un alta luăm noi aici 1010-le și mai muncim, vorba aia, muncim pământul. Că de aia, n-avem ce face altceva, n-avem ceva mai bun de făcut. Păi chiar îmi pare rău că efectiv mă și speriasem, știi că văzusem că combina mea n-are, nu pot să iau porumbul. Am zis că gata, s-a terminat, nu mai pot să fac nimic, bani nu am, ce fac, dau faliment. Păi și l-am închiriat tot ce trebuie, acum totul ar fi bine, știi, în principal. Sunt curios câți bani îmi ia pe zi, știi? Adică sunt curios dacă e profitabil să închiriez în detrimentul cumpărării, știi? Nu prea știu dacă e neapărat profitabil, dar rămâne de văzut. Băi, sincer, dacă mi-ar lua să zic 100-200 de dolari pe zi, eu zic că s-ar merita, știi? Na, decât să dai, să zic, 100 de mii pe combină, mai bine dai 100 de dolari și o folosești doar când ai nevoie. Da, bine, dacă te gândești, dacă o ai acasă, știi ce zic, te bazezi pe ea, nu mai trebuie, nu mai stai cu grijă, că bă, jonule. Dar, na, poate o să facem și noi bănuții aia la un moment dat să ne luăm eventual un header, dacă combina nu ne permitem. Dar, na, oricum arată destul de bine, știi, pentru episod a meritat să o iau cel puțin. Gele, sper că te descurci acolo, sper că nu-ți bagi joc de cultura mea de porumb. Sper că nu-ți bagi joc de cultura mea de porumb și trebuie să venim cu Loganul, bă, băiatule. Trebuie să venim cu Loganul să luăm cultura de porumb. Băi, chiar să-mi curăț cât o să luăm pe efectiv toată cultura de o avem. Uite, pământul ăla acolo din fața mea nu este al meu, dar poate o să-l cumpărăm în viitor și să ne unim toate terenurile, să le avem pe ăsta, pe ăla unde muncește acum nebunul. Uite, un sadus, bă, ce făcuși, mă, trecut strada, ce făcuși, bă, băiatule? Mamă, cred că se duce la vecinul, mă. Ce să-i faci, trebuie să muncim pământurile, că, de, cu pădurea nu prea merge, lemnele sunt ieftine. Măcar aici cu porumbul să ne iasă și nouă un bănuț, vorba aia. Să facem și noi cabana aia la pădure odată și odată. Când în episodul trecut vă spuneam de o mică cabanuță, băi, am găsit un oarecare mod, dar trebuie să facem ceva bănuț ca să luăm nebunia aia de cabană, știi? Deci, hai să-i dăm tare, că nu prea e timp de stat, sincer. Nu prea e timp de stat, nebunia asta se ridică foarte greu. Na. Văd că avem și un front loader, adică putem să-i punem și ceva cupă pe tractorașul ăsta. Nu știu dacă o să-i pun neapărat, nu știu la ce o să-l folosesc, dar bine, avem o cupă, să zic așa, plug and play acasă. Deci o montăm în câteva secunde, cum ar veni, nu e de-aia efectiv fixă, știi? Dar asta e un lucru destul de bun, știi? Pentru că îți poți cumpăra o singură cupă, o singură nebunie, o singură hâț, și o poți comuta, să zic așa, între tractoare, știi? Nu știu dacă în realitate ai face neapărat asta, dar deocamdată sunt încă un începător în ale farming-ului, nu mă prea pricep foarte bine, știi? Că mai avem și acolo o mică porțiune unde am cam ratat să arăm cum ar veni, știi? Jonule. Îi dăm tare, bă, băiatule, la deal, cum s-ar spune. Stată, uite, frumos, stată, tot ce vrei, aerisire, climă pe trei zone. Hai că avem climă, dacă e condiționat. Uite câte manete avem pe acolo. Avem manete pentru orice vrei, manete pentru clanxon, manete pentru accelerații, hai că da.
Era fain să avem aici gen o animație pentru maneta aia de accelerat sau măcar pentru pedale, știi? Da, e ok și așa, până la urmă. Păi, sincer, o să las aici muncitorul ăsta până mă duc eu să iau Loganul de la magazin, efectiv, pentru că am venit aici cu el. Nu înțelegem de ce nu se deschid porțile astea, știi? Ai zis că n-ai, mai rapid, mai nu știu ce, veni rapid și totuși am văzut că la ora 8 dimineața efectiv se deschid porțile sau ceva de genul, știi? Deci în caz de jucați în mapa asta și nu știți, la fel cum am făcut și eu de altfel, na, să nu vă sperie, pentru că porțile astea se vor deschide la un moment dat, adică după ora 8, știi? Iar mă sperați, am zis, bă, ce pui mei, bă, s-a stricat mapa, ce s-a întâmplat, știi? Și după mi-am dat seama că, bă, dacă te gândești, e noapte, noaptea nu-i deschis la magazin, stată. Deci, cam aia a fost treaba. Uite, aici am lăsat și combina aia nebună. Inițial am vrut să mă duc să iau doar header-ul și de la magazin, dar am zis că, bă, pui mei, dacă tot luăm combina, hai, să ne distrăm un pic acolo, hai, dăm un ban, dar stăm în față, vorba aceea. Da, știu că am stat undeva pe aici, remorcuța, uite, fix aici. Băi, sincer, dacă știți voi un mod, să zic așa, cu un interior mai făinuț de Logan, știi, să-mi spuneți acolo în comentarii. Nu că ăsta n-ar fi, oricum, na, nu conduc foarte mult din first person, dar, na. Ar fi ok să avem un interior mai decent, să zic. Stată. Nu știu cine a mai pus în realitate dita mai remorca după Logan, cred că se duce ambreiajul una, două, ești nebun. Se duce ambreiajul imediat, uite, interiorul de textil, tot ce vrei, băieți. Tot ce vrei, mă întorc cu frâna de mână, fără mișto. Îi dai tata acolo că de-aia te plătesc. Băi, ești nebun, în sfârșit se descurcă cel mai bine. Va trebui totul să și erbicidăm, știi? Că văd că mai ies buruieni de astea, știi? Ies flori de astea, floarea popii sau cum se numesc. Nu știu sincer cum se numesc, nu prea le-am eu cu florile și cu chestii. Ești nebun? De dăm la vaci porumbii de rămân, băieți, de ăștia? Vine vaca lui vecinul și mănâncă. Hai că-i mănâncă dacă e, uite, maca crescut pe aici, tot ce vrei, uite, hăț. De-aia te plătesc pe tine să iei așa, bă, nevrei tu așa, cum ai tu chef, ha? Cum ai tu chef? Dacă te-ai trezit cu fundul, cu fața la cerceaf, na, mai lași un în liber, că vorba aia, nu lași de la tine, știi ce zic? Am înțeles, hai că am și eu niște angajați băieți, de numa. Uite, pune un bă, vezi mă, nebune, că pe acolo nu-i pământul meu, ma. A trebuit totul să luăm și un, cum îi spune, un utilaj din acela pentru pleava asta și de rămâne pe jos, pentru că din câte știu o poți vinde și mai luăm niște bănuți, dar sincer nu prea știu ce ar trebui să cumpăr, nu prea mă pricep, dacă poate îmi spuneți voi în comentarii ce ar trebui să cumpăr pentru efectiv pentru rămășițele astea de rămân pe pământ, știi? Pentru că din câte știu am văzut eu la un YouTuber că poți să vinzi. Hai să continuăm băieți că nu mai avem mult. Ia uite, vin ciorile, ciorilor, să nu mâncați bă băieți din porumbul ăsta, că dacă e vă dau după aia după ce îl pierdem și vă dau și vouă vorba aceea. Băi, sincer, nu știu de voi, dar mie chiar îmi place să zic așa porumbul fiert, cât și acela, cum spuneți și voi în comentarii, vouă vă place porumbul fiert? Pentru că știu că există și persoane ce efectiv, știi, nu le place, știi? Cum Ana, chiar sunt curios dacă vouă vă place sau nu vă place, stătuțule. Hai că o să avem de muncă ceva, sincer, nu jucărie vorba aia. Ce să facem, trebuie să muncim, sperăm că se va merita, știi, să cultivăm porumb, cum s-ar spune. Opa. Hai, tătuțule, că mai avem și așa 2-3 porumbi și nu i-ai luat. Ne băgăm aici în porumbi. Veniți aici în combina mea, cum s-ar spune. În combina mea. Păi văd că are 3, 4, 5 rânduri cum ar veni header-ul ăsta. Destul de micus. Deci înseamnă că are vreo 5 metri, dacă nu mă înșel. Sau mie, nu știu cât este venea. Păi header-ul ăsta are vreo 3 metri, din câte am văzut eu. Nu e cel mai mare. Dar, sincer, își face treaba destul de bine, adică, sincer, uitați-vă și voi, arată, să zic așa, mult mai estetic oarecum când ai un header mai micus decât hardughia aia mare, mă înțelegeți? Nu știu, asta e părerea mea, sincer. Văd că avem acolo și un oarecare GPS ar trebui să fie sau whatever, un fel de calculatoraj, știi, un computer, cum ar veni, de bord oarecum. Nu știu cum se numește, nu știu care ar fi denumirea, dar arată destul de bine, știi? Chiar îmi place că, efectiv, combinele noi s-au modernizat într-un oarecare fel. Merg singure, tot ce vrei. Hai să luăm și pe porumbeștii ăștia. Că nu-i dăm la vaci, vorba aia. Dar bine, din câte știu, vacile mănâncă porumb, adică hâstată. Adică vaca lui bunica când a intrat în porumb, sincer, n-a mai scos-o nimeni de acolo. Bine, până seara, știi? Dar ăla, ca idee, avea bunica mea o vacă care de câteva ori a rupt ceva garduri. Pentru că era și ei poftere porumb și hâzjonule. Hai să venim rapid aici cu Loganelu. Cred că m-am pus un pic cam aproape de apă, dar să sperăm că Loganul va duce. Loganul le pregătește pentru prima ta cursă. Bă, dar văd că se turează în Loganul ăsta, 7000 de ture, n-a avut nicio problemă. Opa, încet, încetişor, sperăm că... Da, mai efectiv, nu știu ce are remorca asta, cred că e un pic cam buguită, vedeți și voi, efectiv nu mă lasă să încarc, vedeți?
Deci va trebui să luăm altă remorcă. Poate că nu funcționează cu mașina sau cine știe. Dar bine, n-ar trebui. Dacă dacă se cuplează la aia, sincer, n-ar trebui să aibă nicio chestie. Sau poate e buguită sau ceva. Dar, o să o vând, o să o vând, că sincer e cam inutilă dacă nu o pot folosi la grăunțe. Bă, sincer, dacă remorca aia nu merge, am zis să vin cu remorca asta de la tractoraș acasă. Pentru că, na, altă soluție nu prea aș avea. Sincer, și remorca aia verde nu prea aș vrea să o folosesc. Pentru că, în primul rând e foarte, foarte grea pentru Logan. Nu știu dacă ar duce tocmai bine motorul ăla de 1.675 de cai sau câți, Doamne iartă-mă, căluți o avea. Așa că venim rapid aici cu tractorașul. Chiar dacă nu o să vreau să transport cu el, o să aducem totuși remorca, știi? Aducem remorca, tractorașul tragem pe dreapta și ne facem treaba, vorba aia. Facem noi niște bănuți. Băi, uite, avem și combina noastră aici. V-am spus, am tras-o pe dreapta că nu mai are nici header, nu mai are nimic. Facem asta cu... Ce mașină e asta? Bă, șmecher, ce faci, mă? Vezi fantome în fața ochilor? Hai că da. Cred că asta e un pic speriat, băieți. E un pic speriat. E un pic speriat. Băi, dacă tot sunt aici cu tractorașul lângă combina, luăm rapid grăunțele așa frumos. Și după ducem remorca lângă Logan și cam aia va fi treaba, știi? După așteptăm să eventual să se umple toată. Sau bine, poate chiar se umple din prima. Vedem imediat care e treaba. Uite, ești nebun aici din prima, îți bagă, ți aruncă, ești nebun. Ia uite cum vine porumbul. Hare, bă, băiatule, băgăm la conservă, băgăm de iarnă. Băi, uite, chiar așa, ați mâncat vreodată efectiv porumb din ala la cutie? Băi, sincer, am mâncat câteva ori cu pește, știi, chiar e bunicela, se zice. Frumos, o umplem așa uniform. Câți dată? Nu știu, oare se umple toată? Nici măcar nu știu. Spuneți-mi și voi părerea voastră în comentarii. Scrieți chiar acum în comentarii. Se umple sau nu se umple toată? Văd că îi dă acolo, adică nu are niciun stres combina asta. Îi dă ca lumea, zici. Ia uite-o toată cum aruncă. Gata, tată. Hop, hop, stai, bă. Urâtule, stai că nu sunt plin, alu. Ei, golane, hai că ți-am adus aici marfa. Stată. Golan, uite golanul cum stă, ești nebun. Să-i pun și o suspensie de aia mai hâțoasă, mai... Să mai lăsăm un pic pe burtică, că în curbe nu știu ce să vă zic, dar nu prea e ce trebuie. Hai să ne urcăm rapid în șmecheria asta de mașină, uite-o. Stată, ia uite-o. Ia vezi, tată, că avem și chingi, mamă, nebunie pe ceată. Încet, încet, zișor, că cârligul ăsta de remarcare e un pic ruginit, cum s-ar spune, dar se descurcă aici. Uite-o. Ia uite-o, tată, mai mare remarcare că mașina, dar văd că trage nebuna. 1.16 pe MPI? Hai că da. 1.16 pe muscle car. Hai că am înțeles. Hai că am înțeles, o luăm aici pe pod, nu ne riscăm să o luăm prin apă. Mergem rapid să vindem, să vedem care va fi treaba. Băi, sincer, sper să iau totuși ceva, bă, nu sper să fie profitabil. Sper să nu dat că să mă întorc din nou la grâu, să zic așa. Băi, băi, am văzut că avem un preț destul de bun la porumb, la grain mill, așa că hai să-i dăm vice până acolo. Avem, sincer, ceva de mers. Sperăm că vom ajunge, să zic așa, cu toată remorca plină sau cel puțin să nu pice chiar așa de mult porumb din remorca, așa că hai să-i dăm bice. Ești nebun, am 4 tone pe Logan și mă descurc extrem de bine, adică uitați-vă și voi, prin 60, 70, 100, adică n-ai treabă. Bă, cu frânele stai, nu știu cât de bine, dar stai, ce zic? Am luat pacia că am greșit drumul, nici cea mai mică problemă. Hai să vină să facem noi un bănuț cinstit, vorba aia, că... Cam greu, cred că dăm faliment până la urmă, sincer. Cred că o să dau faliment. Aparent nu prea pot să descarc cu Logan, așa că am făcut o șmecherie. Ia, vezi, tata. A trebuit să vin de acasă să pot să descarc remorca asta. Băi, chiar nu am înțeles de ce nu pot să descarc cu Logan, adică pe bune? N-am înțeles care a fost treaba. Uite, am luat 3.000 de dolari. Bă, chiar profitabil porumbul ăsta, dar n-am înțeles care a fost treaba cu Loganul. De ce, Doamne, altfel nu pot să descarc? Efectiv, cred că mi s-a stricat priza asta. Adică, vedeți priza aia acolo? Cred că mi s-a stricat, așa că nu știu ce vom face cu Loganul. Adică, trebuie să-l duc în service. Nu știu care e treaba, nu știu ce vom face, pentru că dacă nu pot să descarc cu el, sincer, cam degeaba, știi? Să-l folosesc doar ca să mă deplasez dincolo-colo, sincer, nu știu dacă ar fi neapărat în favoarea mea, știi? Pentru că e destul de stresant să vii de acasă de fiecare dată cu tractorul doar ca să descarci, ca să folosești priza aceea, pentru că nu puteam să las aici remorca și descarce băieții, na, era destul de greu, știi? Doar așa automat trebuie descărcat și efectiv nu m-a lăsat, știi? Nu știu care a fost treaba, probabil mi s-a stricat priza aia de la Logan, dar na, pe viitor ar trebui să știm. Probabil că o să folosesc Loganul ăsta doar așa pentru transport, colo-colo, poate când vom lua animale, știi, sau nu știu, eventual când cumpăr diferite remori și chestii, mergem cu Loganul până la magazin, îl folosim pe post de, nu știu pe ce post îl folosim. Îl mai folosim din când în când, dar e destul de urât pentru că nu poți să descarc, știi, nu poți să descarc cu Loganul, cine știe.
Nu știu care trebuie. Spuneți-mi voi de ce nu pot să descriu. Ceea ce e și mai rău să zic așa e că va trebui să facem două drumuri. Ca să ducem utilajele acasă, dar mă rog, asta să fie problema noastră. Dar este destul de urât că nu pot să folosesc Loganul pentru transportul grăunțelor și lucrurilor. Pentru că na, dacă nu descarcă cu el, e practic degeaba, că până la urmă poți să folosești și un tractor care merge un pic mai rapid, știi? Dar na. Care rapid, fac din un 0, să ne dăm mare acolo cu băieții, eventual cred că o să-l tunez și îl pun acolo de design, îl duc la muzeu. Hai că îl duc, dacă uite 140 băieți. Mai văzut voi Logan să prindă 140 în realitate? Nu prea cred. Acum na, UTB-ul ăsta l-am forjat, să zic așa, l-am rupt în două la cât l-am muncit zilele astea. Deja văd că trebuie să-l duc și în service, trebuie să-i fac schimburile de ulei de nebunică. Trebuie să am grijă de el, că m-a costat destul de mult și restaurarea, deci n-aș vrea totul să se strice așa. Era să mă și răsturna acum câteva zile cu el, deci prinde și asta 100 la oră, deci e destul de fâșnesc, deci îl putem folosi pe ăsta cam la orice. Opa. Dacă mai avem, sincer, ceva porumb de cules, știi cum ar veni? A, Doamne ajută, ne descurcăm așa cu buruieni, băi, cu tot ce vreți. Dacă aveți nevoie de buruieni, apelați la mine, uite, vă dau tot ce vrei, uite, flori de mac, zambile, lalele, tot ce vrei. Floare de soare, am înțeles. Hai să ne conectăm rapid aici la nebunia asta. Veche, mai veche decât tractorul ăsta. Dar care încă și face treaba, taie destul de bine, intră în pământ tot ce trebuie, câți. Dă cultivatoare, mâncau arta ta de cultivatoare. Hă, stai în pământ, nu mai plecare acolo, bă băiatule. Nu mai plecare acolo, că avem de muncă, bă, nu de stat. Alo, să ne înțelegem aici, uite. Bordu, tot ce vrei, 100 de km, mai din Romania, vedeți? Ce vorbești, mă băiatule, asta e mecanism românesc, bă băiatule. Ia uite. Îmbătrânești și tot nu termin pământul ăsta remuncit. Foarte, foarte mare și e și poziționat destul de ciudat și așa în curbă cum ar veni, vedeți acolo? Adică nu te poți duce drept cum ar veni din prima, știi? Trebuie să o iei, să o lugu-lugu, să o colești. Destul de enervant oarecum, dar asta e, ce avem ce să facem. Uite, văd că pământul ăla e destul de interesant, destul de drept cum ar veni, dar nu prea avem buget acum, sincer, nici măcar să ne cumpărăm și noi un porc de Crăciun, deci ar fi ceva să ne luăm și noi un marele alb sau cum se numește, băieți, porcii aia. Aia cu multă șuncă, hâi, tată. Am văzut că e destul de profitabil porumbul. Adică am luat pe o remorcă vreo 3000 de dolari. Adică mult, mult, mult mai mult decât am luat cu grâul obișnuit, știi? Dar, na, acum trebuie să ierbicidăm și pământurile. Pentru că ați văzut și voi, nu prea e de joacă, să zic așa, cu buruienile, cu șorile, cu dăștia. Să nu mai vin. Dacă am scăpat de buruieni, ar fi mult, mult, mult mai simplu. Și am avea o recoltă mult mai bogată. Pentru că pe lângă porumbul de lom, acolo în loc de buruieni, poate crește un porumb frumos și sănătos, tot ce trebuie. Aveți, tată, boabili, uite-le, bă, ce o să mănânce găinile astea la iarnă, tată. Păi, sincer, hai că nu avem foarte mulți porumb de cules. Îi luăm aici rapid și mergem și să vindem ultima producție pe ziua de astăzi, cum ar veni bine, pe anul ăsta, cum s-ar spune. Că na, până la urmă nu plantezi de 10 ori într-un an porumbi, nu? Tată, încă un pic se face full. Oglinda, oglinda, oglinjoara, oglinjoara, cum s-ar spune, și luăm și ultimii porumbei, bă băiatule. Bine, o să mai rămâne pe aici unii, na, aia o să-i luăm și o să-i fierbem, vorba aia, bine, sunt cam trecuți, dar asta e părerea. Tot acolo, pe Dorel, să-mi are și mie frumos cât timp mai mă joc eu un pic aici cu combina. Că, sincer, îmi place să am și muncitor, dar îmi place să mai experimentez și eu, știi, cum ar veni munca de la volanul unei combine, de la volanul unui tractor și așa din când în când să alternăm, știi? Să n-am un muncitor doar pentru combine sau un muncitor doar pentru tractor, știi? Mai angajăm, mai punem și pe altceva, nici cea mai mică problemă, băieți. Sper să vă placă și vouă treaba, pentru că astfel putem să facem mai multe chestii și pentru că astfel putem să vedem și noi mai multe utilaje în același episod și să fie totul mai făinuț. Gata, mă, băieți, ultima tură cum ar veni. Ăsta, 3, 2, 1 și am terminat. Gata, bă, băiatule. Mergem acum la Loganel să-i dăm să pape. Bine, o să mergem cu tractorul la magazin, că Loganul e stricat. E stricat Loganul, trebuie să mă duc să-i cumpăr alt cârlig de remorcare, implicit priza aia, știi, care practic se conectează la partea electrică, cum ar veni a remorcii, știi? Dar bine, mă mir pentru că efectiv semnalizările merg, știi? Adică, na. Poate îmi spuneți voi în comentarii care ar fi problema. Are, uite, bă cum cade porumbeascu, hă, stai, uite-l. Bravo, mă, băieți.
Ia uite-l cum se duce nebunul. Băi, ești nebun, ia uite-l. Dă-i tata acolo, toarnă să fie că nu dai de la tine. Hai că nu dai de la tine dacă e. Uite așa, încerc să fie așa. Opa, nu pe afară, nu pe afară, bosulică, că costă bănuți. Costă ceva. Gata, tata, ia uite. Aproape full de full, cum s-ar spune, știți? Gata, mă, ești nebun, am umplut-o la fix. N-a mai rămas nimic. Știți cum se spune pe Olex? Full de full fără piele, cum ar veni. Aici e full de full fără porumbi. Hai că da, hai să... Oricum, o să parchez nebunia asta aici, pentru că o să trebuiască să o returnez, să zic așa. Pentru că nu mai avem ce face cu ea, deja porumbii noștri au crescut. Eventual o să închiriez doar header-ul, știi? Combina o să o duc de aici. Hai să mergem, băieți. Băi, avem vreo 4 tone pe Logan. Și se descurcă destul de bine, ia să vedem. Nu-l limitează foarte mult, până la urmă e 4x4 Loganul ăsta. Hai că e dacă e. Tracțiune față-spate. Hai că da. Bă, ne gândește Loganul trebuie să fie tracțiune față, nu? Adică nu cred că există Logan cu tracțiune spate. Bine, respectiv propulsie, cum vreți voi să îi spune, să zic așa. Mamă, ce curba am luat acolo, ce viraj. Așa, deci că sunt, mă, păi în gen. Deci că sunt... Ciuma... Ia! Bă, nenorocitule! Na, băieți, nu s-a întâmplat nimic, vi s-a părut vouă, nu, sunt în regulă. Băiatule, bă, da, ia uite, mai și zbor cu Logan, nu-i așa mică problemă. Hai, acolo îmi place pe linia de tren, zici că sunt tren la volan, hai că da. Băi, chiar așa, nu știu, băi, chiar mi-aș dori sincer să mă duc o dată cu trenul, efectiv să conduc, să fiu acolo la manșa trenului sau cum se numește, la volan. Da, uite, efectiv nu pot să descarc cu Logan, așa că o să-l las aici, a? Îl las aici pe băiat, las aici remorca, Loganul îl duc la gunoi, îl las aici pe șina de tren, Doamne ajută. Bă, ce să zic, mergem la pic cu 650-ul ăsta, că să salvăm, să zic așa, bănuți, că... Na, uita, am uitat că, sincer, Loganul nu funcționează, dar aia e. Acum, Doamne ajută, văd că mai am și pe aici niște grăunțe în cupă. Jos, sus, sus, jos, hăs, tata, vreo cupă în cap, hai că-ți dau. Tata ce se duce, ia uite. Îmi place ce scrie acolo, în geam, îmi place sincer indicatorul ăla, să zic, îmi place să zic așa textul ăla de din geam, băieți, dacă le observați. Adică nu știu, sigur, dacă, nu știu dacă în Sibiu există orașul ăla, dar da, de unde ești, bă, din ce județ? Sibiu? Hai că da, nu cred că există tot, cred că e pus la Caterinca, nu știu. O să aveți și voi oricum modurile în descriere dacă vreți să vă jucați cu ele. Să vă distrați acolo, hâs, tată. Nu sunt modurile mele, ca să ne înțelegem. Sunt luate pe diferite site-uri, după diferite pagini de Facebook și lucruri de genul, hâs, tată. Hai să descărcăm, că dacă Loganul nu funcționește, măcar așa, hâs, tată. Ia să vedem, luăm și noi 3000 de bănuți? Sau nu luăm? Bă, 2600, bă, oricum nu era plină remorca, am avut vreo 80%. Deci e destul de bine. Opa, ce-am făcut, tată? Dă dui nebunia jos. Hai, Loganul îl lăsăm aici, îl ducem la repara, dacă nu se poate repara, îl vindem. Avem acolo și un cuțit, un patent, tot ce vrei, cheia, la îndemână. Hai să mergem rapid acasă, să ne bagăm și noi un pic, să spălăm și noi utilajele totuși. Na, dacă oameni care să muncească pentru tine să fie și serioși nu prea găsești, trebuie să faci totul mai pe cont propriu, știi? Totul să n-auzi niște bormașini, că pe aici pe la mine, sincer, se au niște bormașini, niște ciocane, niște de-astea, știi ce zic? La mine se gândesc vecinii mei să lucreze numai când filmez eu, în rest, nu, deci doar dimineața când filmez eu sau seara, atât, dar în restul zilei, gen, după amiaza, nu, n-au nici cea mică problemă, oameni. Văd că aici UTB-ul ăsta mai are un pic de muncă, hai să ducem și noi combina asta acasă, totuși. Va trebui să mă duc să o returnez pe cealaltă și o să păstrez probabil header-ul, chiar dacă plătesc acolo, nu știu, câteva sute de dolari pe zi. A, e, știi, oricum o să ne ocupăm probabil de porumb, de acum încolo de floarea soarelui. Nu sunt sigur dacă pământul ăsta e al meu, că dacă ar fi, sincer, ar fi destul de făinuț să-l muncim, știi, arată destul de bine. Na. Băi, hai că am cumpărat nebunia asta, hai să spunem și noi rapid combina și să o ducem la loc, jonule, luăm pe aici, luăm furtuna așutată și îi dăm. Aute, frumos, jetul, jet, tot ce vrei. Bă, n-avem noi spumă sau săpun, dăm așa doar cu apă, frumos pe la roți. Ia uite, lucește, zici că e polișată. Gata, ești nebun. Hai să o băgăm la loc, să venim și cu altceva. Cred că o să o las aici la umbră totuși. O să trească să o folosim cât de curând, știi? Acum ne ducem cu ăsta micu, chiar dacă nu e el foarte murdar, îi dăm acolo un jet. Să-i prind, că îi prinde bine până la urmă, nu strică un jet la niciun utilaj, știi? Îi dăm, bă, băiatule, că merit. Uitați-vă și voi cât de bine dă portocaliul ăsta pe el. Bine, dă mai mult spre roșu, dar...
E un portocaliu destul de interesant, sincer. Deci ne pun să deschizi și ușa. Hai că spălăm și interior, băieți, nicio problemă. Deci interior-exterior aici, băieți. Așa, spălăm pe interior. Uite, așa, perfect. Aici, pe la, prin spate, pe la roții, pe la roz, pe tot, pe veste tot. Păi și cam asta ar fi cu jetul pe tractorașul ăsta. Băi, UTB-ul ăsta chiar că e jegos, deci va trebui neapărat să-l spălăm. Dați-vă și voi ce pe cauciucurile astea, adică pe bune acum. Pe bune. Hai și dăm și la nebunul ăsta un jet să strălucească vorba aia. Deci că să fie nou, ca în fabrică, băieți. Ia uite cum se duce jegul de pe roți. Ia uite-l, tata. Anemolule, dude. Ia uite-l, băi, și nebun și ca în cauciucuri noi nouțe. Noi nouțe, bă, băiatule, uite-mă. Dăm pe aici, pe la motoraș. Că, na, e puternic, nu se întâmplă nimic. N-avem jetul prea mare, dar merge. Bun, uitați-vă și voi cât de bine arată, a? Ce ziceți, mă, băieți? Zici că e Thomas ăla din desenele alea cu trenul. Așa arată din față, bă, bune, și că are niște ochi de zici că hăjonule. Hai să-l ducem și pe nebunul ăsta aici. Hai, mă, că mare și mititelul ăsta un pic așa de munci și-l băgăm și pe el la mânejet. Adică uitați-vă și voi. Ăsta chiar că are nevoie de o spălare zdravănă. Cred că e cel mai murdar din fermă, sincer. Da, bine, cred că și cel mai muncit, adică are aproape 2 ore de muncă. Adică, na, înseamnă destul de mult pentru farming. Deci, hai să ne ocupăm un pic și de el, Doamne iartă-mă. Asta zici că vine de la groapa de gunoi, sincer să fiu. Da, de, așa e la fermă, bă, băiatule. Hai să-i dăm un jet sănătos. Uite ce frumos stau tractorașele mele aici, bă, băiatule. Pregătite de pozele thumbnail și nebun. Hai, tată. Dă-i tare, uite. Se duce jegul sau nu se duce? Dăm așa din abundență, ești nebun. Ia uite-l. Hai, tată, că tu chiar meriți un jet, adică erai nebun rău de tot. Să-i dăm și pe aici pe sus, care nevoie și pacilea, să-l facem nou nouț, bă, băiatule. Bine, în farming nu prea contează în ce zonă îi dai, pentru că oricum se curăță tot, știi? Dar, pe bune, altceva, mă, băieți, pe bune, adică zici că am făcut magie, zici că sunt în Scooby-Doo, adică sunt în Bibi Blocksberg, pe bune, ia uite-mă. Frumos, tot ce vrei pe aici, pe la motoraș, gata, tata, uite, nou nouț, zici că are 0 km. Culoarea un pic cam așa, un pic rugină, dar rugină pacilea, pacilea, merge, merge, bă, what the fuck, am cauciucul tăiat, ma. Da, mă, uite ce frumos e acum, altceva, mă, nu mai e nămol în interior, stai și tu ca tot omul acum, pe bune, altceva, mă, altceva, tată. Bă, între timp am returnat și eu combina, să zic așa, am rămas doar cu header-ul, am spălat utilajele și am cam terminat și cu pământul de lucrat, așa că intrăm și noi într-un mic concediu, să zic așa, uite, cam așa arată pământul. Bine, mai avem un pic de lucrat în unele părți. Hai să vedem dacă totul este în regulă. E și mine, sincer, să bag UTB-ul ăsta pe teren după ce l-am spălat, dar aia e. Deci, da, mă, băieți, uite, am terminat aici tot ce trebuie. Acum trebuie să pregătim și noi boabele, să zic așa, să ne pregătim de plantație, cum s-ar spune. Dar asta o să o facem pe episodul viitor. Nu știu, spuneți-mi și voi în comentarii dacă s-ar merita, să zic așa, să cumpărăm animale. Sunt profitabile? Nu sunt? Chiar nu știu. Băi, dar, în mare parte cam asta o să fie episodul. Nu uitați acolo de un like și un subscribe. Eu am fost Mădălin și noi desigur ne vedem data viitoare, băieți. Vă pup, pa, pa!